Poliția municipiului Deji caută o femeie care în luna februarie acestui an și-a însușit suma de 1000 de lei, aparținând persoanei care a folosit bancomatul chiar înaintea ei. Deci, Poliția municipiului Deji desfășoară cercetări într-un dosar penal privind infracțiunea de însușire a bunului găsit, constând aceea că la data de 16 februarie 2010, o persoană în vârstă, mergând la ATM-ul Check Bank din Deji, încercând să scoată bani datorită unei defecțiuni tehnice, bancomatul nu a eliberat în termenul util banii, omul și-a luat cardul, iar la scurt timp ATM-ul a dat suma de 1000 de lei. Precum o să vedeți în imaginile care vă le punem la dispoziție, acești bani au fost luați de o persoană de sex feminin pe care, a cărei identitate noi nu o cunoaștem. Rugăm telespectatorii dumneavoastră, dacă pot, și recunosc acea femeie să anunțe organele de poliție la telefonul 0264 21 21 21.